Deixa lá, pá. Traz menos bela pá, tá? Que eu tinha esse aí. Fala, pátria, menos bela pátria. Legal, pô. Fala, menos bela. Todo com a menos bela, você tinha que dar? Vai saber. Deixa lá, pátria, menos bela pátria. A gente tinha todo com a menos bela. Pela gala, que tá se fica lá, mulher, se faz lá, pátria. Fala, treia. Fala, treia. Bonocia, espere, não? Da. Da, a, ori ala, treia, face ala, pátria. Corect. Și acum. Ia să trag eu cu coada ochiului, să zic așa. Când a fost mai înainte a la 3 minus B la 3, am început cu a la 2. Toți termenii sunt cu plus. Mai minciun o să deci nu ai răbdare să vezi ce spuneam. Deci au ce face? După ce a fost la a 2, au scăzut cu o unitate. A ajuns la a 1. Dar B-ul zice, nu-i nimic, te ajut eu. Vine B-ul și vine. Vine el, intervine. Da? Și pe urmă, ce face? Se topește, nu mai este deloc. De la A la 1, e A la 0, e 1 și o terminat, dar B-ul a ajuns la a 2. Deci, în timp ce A-ul descrește, B-ul crește. Și atunci, A la 4 minus B la 4 va fi egal cu A minus B, pe lângă A la 3, cum a spus, plus A la câta? Delea. A la câta, după ce a fost la a 2, au scăzut, e la a treia, scade la cât acum? A la a doua, cu unitate. Dar scade cu unitate și devine B ușor. B la întâia. Acum, un singur unitate. Ca să facă suma tot timpul 3. 2 și 1, 3. Plus, aur încă o dată scade, ajunge la întâia, dar B-ul vine și îi dă o mână de ajutor și vine la a doua. Tot suma e 3. Și plus, B la a treia. Asta ar fi. Să văd dacă e bine. Acum mă conving. Cum? Mulțesc parantezele. Da? Mulțesc parantezele, vedem dacă treaba e corectă. Deci egal cu. Începem. Delea să mă ajut, te rog. A la 4. A la 4, foarte bine. Plus, te rog, vorbește. Plus. A la 3, a B. Că vine A la 1. Ia ori asta, nu? N-am terminat de mulții cu A. N-am, cu A unică. Cu A până la capăt. Da. Și vine A la 1, ori A la 2, face A la 3. Ori B, nu? Deci plus A la 3, ori B. Apoi, ar urma. Plus A la 2. Așa, A la 2. B. B la A 2. A la 2, B la 2. Plus, mai este încă de lucru cu A. Plus, A, B la 3. Și gata, am ajuns la capăt cu A-ul. Vine B-ul la lucru. Și luăm de la capăt din nou. Și vine cât? B A la 3. Minus B A la 3. Minus B A la 3. Să zic A la 3 B. Că ordine alfabetică, da? A la 3 B. Apoi. Minus. Minus, ca să-l punem. Minus. A la 2. B la 2. A la 2, B la 2. Apoi. Minus. Minus. A. A. B la 3. Și minus. B la 4, nu? Că minus B ori B la 3, minus B la 4. Okay. Și acum, hai să revedem. A la 4 rămâne, că n-am ce face. A la 4. Plus. A la 3 B. Mai este undeva A la 3 B? Da. A la 3 B aici și minus A la 3 B aici. Se reduc. Apoi, A la 2 B la 2 cu minus A la 2 B la 2. Iar se reduc. Unul e așa și unul e așa. Și prima A B la 3 cu minus A B la 3. Și a rămas minus B la 4. Da, e corect. A la 4 minus B la 4, am descoperit formula, este egal cu A minus B. Pe lângă. A la cât? A la a 3. Plus A la 2 B. Observați cum au descrește. Plus A B la 2, că în timp ce au descrește, B o crește. Plus. Deci 3, 2, 1, nimic. B la 3.
Iată formulă demonstrată, da? Cât face A la 5-a minus B la 5-a? A la 5-a minus B la 5-a este egal tot cu A minus B se începe. A la 4-a. Da, A la 4-a plus A la 3-a B. Foarte bine, plus A la 3-a B plus A la 2-a B la 3-a. B la 2-a. Deci continuăm pas. Da? Deci A la a doua, B la a doua, ca să facă tot 4. Uite, 3 și cu 1 fac 4. 2 și cu 2 fac 4. Plus? A, a B la a treia, câte un pas, nu? Sare de peste 2. Acum sunt mai mulți termeni. Deci 4, 3, 2, 1 și nimic. Plus B la a patra, cum ai spus. Te poți convinge că am lucrat corect, dacă le mulțești pe cele două paranteze acasă, și să vezi că rezultatul e corect. Deși e cu asta mulțești tot, știi, cu A pe toată ăștia, cu minus B, se reduc aici, sunt mai mulți termeni la mulțire, dar sunt din ce în ce mai mulți. Ia să vedem tot pe tine ideile, aș vrea să văd A la 6 minus B la 6, dacă ai înțeles meșteșugul. A minus B. A minus B, pe lângă. A la 5. Da. Perfect. Plus atenție! A la 3-a. A la 3-a, B la 2-a. Ca să fac 3 și cu 2, 5, plus. Da? Plus. Plus A, B. Nu. Atenție! Nu vede ea acolo, că da. E A, B 5, la 3-a. Ce 4, face la 3. A pătrat. A la 2-a, B-ul. Cât? 3. Că ea a fost 1, 2, 3. Tot timpul suma trebuie să facă 5. Așa, suma plus exponențelor. Plus A la câta? A simplu. A simplu, A la întâia. Ori B la A patra. Plus, nu? Ca să facă 5. Plus B la 5-a. Așa, nu. Da? B la 5-a. Da. Hai să vedem și A la 7 minus B la 7. Ai fi ușor, mă, plâncă. Egal cu. Tot eu? Da, da, tot tu. Hai, ca să văd că... A minus B. Da. A minus B, pe lângă. A la 6-a. Da. Plus A la 5-a. B. Da. Plus A la 4-a. Da. B. 3. B? B? 2. B? 2. Da, B la a doua, da, B la a doua, vorbim matematic, plus A. A la a treia. B. B la doua. Nu, B. B? Trebuie să facă suma cât? 6 tot timpul. 5 cu 1, 6. Este la 7 de acolo, deci... Păi da, da, am un an minus B. Am în față, da. Da, deci 6 tot timpul. Așa, A la a treia, B, 3. B la a treia. Așa. Ca să facă 3 plus 3, 6. Da. Plus A la câta? 2. A la a doua, B la a... 4. Așa, pentru că A-ul descrește, deci dețin 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, va fi. Așa. Dar în timpul ăsta B-ul zice 1, 2, 3, 4, da? Plus A, B. Plus A, B la 5-a. Plus B la 6. Așa. Da, plus B la 6. Ia să mai vedem și A la 8-a. Minus B la 8-a. Și acum merg dintr-o răsuflare. Nu ai voie să mai greșești. E egal cu A minus B. A minus B pe lângă. A la 7-a. Da. Plus A la 6-B. Da. Plus A la 5-a. B la 2-a. Bine. Plus A la 4-a, B la 3-a. Da. Plus A la 3-a, B la 2-a. B la? B la... B la? 4, mă. 4. Da? La 4. Ai în față B-ul. Crește. Da. Ați zis. Trebuie să facă suma 7 tot timpul. Da. Plus A la 2-a. Da. B la 5-a. Bun. Plus A, B la 6-a. B la 7. Așa. Și ca să fii convinsă că
Este corect, n-ai decât să mulțești acasă, cele două paranteze, trebuie făcut antrenamentul ăsta, că așa se face. Delia, trebuie să înveți un lucru. Copilul, ca să învețe să meargă, mai pică. Da. Da? Se lovește. Dar învață până la urmă. Învață, el insistă, insistă, insistă și trebuie să învețe. Și deodată te trezești că el face chestia asta. Deci, aceste lucruri trebuie să le avem în vedere. Iată că eu am plecat la o chestie, m-am dus la altă parte. Eu am vrut să rezolvăm X la 3 minus 1, nu? Și nu știam cum să-l descompunem. De aceea mă întorc la X la 3 minus 1. Cu cine este egal? X la 3 minus 1 e egal cu 1 la 3, pot să zic, nu? Scriind de nou, X la 3 minus 1 e egal cu X la 3 minus 1 la 3, pot să scriu așa, cu 1 la 3 faci tot 1. Și egal mai departe cu, am formula, A la 3 minus B la 3. X la 3. Deci face X. A minus B, adică X minus 1, X minus 1, că locul lui X e luat de A și locul lui B e luat de 1. Deci tu faci paralela între formula asta, da? Te uiți cu ochii la formula asta și ce ai acolo? X la 3 minus 1, deci este A minus B, adică X minus 1, pe lângă. Pe lângă A pătrat, în cazul nostru, A este X, da? Deci vine X pătrat plus A ori B. A ori B. Plus X ori 1, foarte bine, X ori 1. Adică X plus 1 la 2. Plus 1. Și egal, era egal cu 0, nu? Că X la 3 minus 1 era egal cu 0. Ei, cât la, cine ori cine la înmulțire se face 0? Cât ori cât? Cât ori cât la înmulțire se facă 0? Cine ori cine? Cosmin? Păi orice 0, orice număr, orice cu 0, cu 0. Deci pe rând fiecare are șansă să fie 0, pe rând. Fie ăsta e 0, fie ăsta e 0. Că nu știu neapărat de ce să rupi pe ăsta să fie 0 și ce lasă în urmă. Deci pe rând de aici rezultă că aș avea o dată x minus 1 egal cu 0 sau partea cealaltă, adică e vorba de x pătrat plus x plus 1 egal cu 0. Pe rând, fiecare egal cu 0. Deci o dată x minus 1 și o dată x pătrat plus 1. Prima aici înseamnă x egal cu 1. Am dus pe unul în partea cealaltă, x egal cu 1. Și din coace să rezolvăm. Ca o ecuație de gradul 2. Și am ajuns la delta cealaltă, care de care povedeai tu mai înainte, da? Zi. Ca să rezolvăm. Deci delta cu cine este egal? B la 2 minus 4AC și îți promit că o altă lecție, dacă nu, găsești pe internet la Prof Online cum se rezolvă ecuația de gradul și cine, cum a rezolvat asta. De ce cu delta? De ce nu știu ce? Deci întrebarea care ți-a pus-o este deja. Este lecția de vineri. De? Bine? Nu știu dacă a făcut-o bine. L-am demonstrat. N-am demonstrat formula. Deci B pătrat minus 4 ar 6 și face B-ul este cât aici? 1. Nu? Coeficientul. Deci vine 1 la 2. Minus 4 ori 1 ori 1. Da? 4. Și 1 minus 4 face minus 3. Și când delta e negativ, ce spune? Când rezolvăm formula, care era formula? X1, 2 minus B plus sau minus radical din delta 2A. 2A. Și va fi egal în cazul nostru. Egal cu minus B. B-ul este 1. Deci minus 1. Bine, nu? Minus 1. Plus minus radical din delta, din minus 3. Totul supra 2 ori A. 2 ori 1. 2. Adică 2. 2. Adică 2, sigur că da. Ei, iată cine e caz mare. Radical din minus 3. Ai auzit vreodată radical dintr-un număr negativ? Adică, cât face radical din 4? 2. Face 2. Din ce motiv? Fiindcă 2 la 2, adică face 4. Adică 2 la indicele de aici, face 4. Cât face radical din 16? 4, pentru că 4 la 2 este egal cu 16. Dar radical din minus 4, cât se facă? Pentru că cine oare la a doua să facă minus 4? Există vreun număr care înmulțit prin el însuși să facă minus? Dacă le 2,
2 ori 2 face 4. Dacă le iei minus 2, minus 2 ori minus 2 face plus 4. Și nu există nimeni. Nimic la pătrat nu face număr negativ. Face numai număr pozitiv. Și atunci așa ceva nu se poate înmulțirea numărul real. Nimeni la pătrat, nici un număr real la pătrat nu face un număr negativ. Și atunci înseamnă că aici nu avem un rădăcini. Nu poate. Nu se descurcă radicalul. Nu știi. Radicalul se îmi pare rău. Nu poți face treaba asta. Și înseamnă că nu există rădăcini reale. Deci de aici trage concluzia că X1, 2 sau 2, 3. Că unul l-am găsit, parcă, nu? X1 aici. 2 și 3. X2, 3. Nu aparțin lui el. 2 și 3. Nu aparțin lui el. Nu este numele real. Înseamnă că singura valoare rămâne X egal cu 1. Celelalte două nu mai sunt reale, sunt complexe. Cu I. Ai învățat anul trecut ceva. Lasă 10. Da? Ți amintești așa ceva? Bine, nu e rău. Ți amintești? Am iarăși o vorbim cu numele complexe. Nu mai am numele complexe. Luate de la 0. Tot. Și acum, ca să ne termin povestea, ce trebuie să spun? F e definită pe el, în afară de singura valoare care am găsit-o, 1, minus mulțimea formată din elementul 1, cu valori în el. Deci iată că domeniul de definiție pentru funcția asta nu este toată mulțimea numerelor reale, ci pe unul îl dau deoparte, pentru că lui 1 nu-i pot găsi, lui 1 nu-i pot găsi imagine. În momentul în care fac f de 1, vine 1 minus 1, face 0. Și împărțirea la 0 nu are rost. Iată o noutate am mai descoperit. Radicalul era și pretențios. Radicalul de ordin par, de ordin 2, de ordin 4 și mai departe, nu se descurcă când e vorba dintr-un număr negativ. Nu știe. Și atunci spui, îmi pare foarte rău. Nu am ce să discut. Așadar, spun că în seara asta ce am putut să facem? Ne-am dat seama unde suntem, ai aflat de prof online, și asta este superb, și ai o obligație mare să le spui tuturor colegilor tăi, mergi prin școala ta mâine și spui, există prof online, l-am descoperit. Știi ce bine faci lor? Imens de mare bine. Pentru că așa cum tu nu ne-ai descoperit pe prof online, sunt și alți foarte, foarte mulți. Tu ai avut o șansă că verișorul tău sau nu? Da, Ionuț, verișorul ești, Gabi, Ionuț. Este din Mătușa. Așa, Ionuț, ai aflat de la Ionuț sau de la Gabi. Deci da. Ai aflat-o și ai descoperit cu ocazia asta. Dar putea să treacă și foarte bine și anul ăsta și la anul și de prof online nu știai. Ce trist sunt eu pe cei care ne guvernează, că am tot trimis semnale și ne-am tot spus, domnule, ieși și spuneți, tu, președintele, tu, ministru, ieși și spuneți că există prof online, doar atât. Interes. Nu fac asta. Păi n-am interes. N-am niciun interes. Interesul lor știți care este? Să ține bebețe copii în starea asta, să fie ușor de manipulat. Și mâine, când vin la vot... Să ceară o nouă lege. Da. Mai ușoară, mai permisivă. Mai... Da. Ca să, mai final... mai prostimii. Să se țină cât mai jos. Da, omul mai puțin informat este ușor de manipulat. Corect. E foarte ușor de manipulat. Da. Și vă se văd că vin de la țărănimii, da. De la pătura aia joasă, social. De acolo vin voturile cele mai multe. Exact. Social. Bine, dar și acolo îi păcălește cu temeri. Da, cu o umbrelă, cu umbrelor, cu o brichetă, știm. Da, așa este. Din păcate. Deci, nu e decât o singură variantă. Iată că acum o pornim pe internet, o chestie care mă bucură. Cineva din București m-a descoperit de câtva timp și a format o platformă prin care vrea să meargă cu presiune asupra pe Facebook, să va desfășura chestia asta cu semnături, cu tot ce corect. Da, și să se încerce... Are amploare acolo pe Facebook, toți copiii acolo stau. Exact, și în felul ăsta să putem... Vedeți, acolo este făcut deja un anunț, când intri la Prof Online, știi cum se intre, nu? Sau nu știi? Știi tot. Tastezi pe Google Prof Online, afli la Ionuț, dacă vrei, și când ai tastat Prof Online, apare de pagina mea. Și acolo sunt mai multe. Eu sunt și un apicultor pasionat. Apare video apicultură și video matematică. Și tu dai pe video matematică.
Nu vii de la apicultori, nu te interesează cu albine, uite acolo. Păi vă învăț eu că sunt la direcția agricolă și eram un prieten la fir, la proiecte. Și atunci deci la consultanță. Da. Eu dacă sunt, aveți nevoie. Da, eu am... Apicultură. Apicultură, inventat un nou model de stupă. Dar nu aveți proiecte acolo? N-am făcut că... Program l-ați implementat? N-am nimic. De ce? M-a ocupat din... De matematică. Nu. Invenția care am făcut-o. E o invenție, un nou model de stupe, nouă tehnologie, tot. La ora asta conduc școala de apicultură de oriunde din lume pe noua tehnologie. Deci sunt și în haina de inventator, așa s-a întâmplat să fie. Cer scuze, nu mă trebuie așa ceva. Nu că nu-mi trebuie. De ce să nu spun că nu-mi trebuie? Numai că n-am mai avut timp, am fost foarte tare frământat de partea asta de organizarea celor două domenii, matematică și apicultură, pe partea aceea. Deci acolo când intrai la matematică, la profonai găsim cele două mari capitole. Și insist spunându-ți, totul depinde de tine. M-am adresat prin tine, am văzut pe foarte, foarte mulți în situația ta. Sunt zeci de mii de copii, de elevi, în situația asta tristă. Și nu-i soluția asta pe care Ponta a aruncat-o pe piață acum. Anul ăsta s-a scăzut nivelul atât de jos. Să luăm note mari. Da? De ce să luăm note mari? Vedeți că am dotat. Da. Deci s-au urmărit. Ei știu foarte bine. Dar nu ținem de elementare, de jos. Deci foarte de jos. Minime. Da, minime. Ca să poată trece cât mai multe. Da. Și nu asta e soluția. Pentru că noi cu nivelul ăsta nu putem sta la masă cu ceilalți care, care au un acel nivel. Da, la și când generația lor va trebui să conducă și să pună la... Deci depășiți foarte tare de ceilalți care au alt nivel. Cum să faci? Când tu te interesează dacă știi să facă cele patru operații, dacă le știi atâta și cumva să-i dai așa ceva. Nu e posibil. Este o mare dramă. Din păcate... Măsură politică. Da. Din păcate, părinții, spre tristețea noastră, părinții, în suferința lor, zici, bine că totuși au luat bacalaureatul. Știți, este, cum să spun, o suferință imensă. O luat bacalaureatul. Și ce faci cu el? Fugi într-un alt domeniu și nu știu ce, vezi cum mai... Urmează și faci facultatea particulară și știți bine, doamne, și când după aceea... Injecția în cap. Are pur și simplu hârtia în mână și nu ai nimic de făcut, nu te angajează nimeni. Abia atunci e momentul de adevăr. Când ai terminat și trebuie să dai un interviu ca să te duci undeva. Și practic. Și ce știi să faci? Ceva da. Concret. Te întreabă, ce știi să faci? Nu știu să fac nimic. El face altceva. El are nevoie de om care să știe să facă ceva. Deci de ce este perioada în care te poți reface, dar printr-o muncă infernală? Repet, șanse sunt, așa cum ți-am spus, mergi prin școala toată și spune așa, puneți o afiș pe tine și mergi prin școală. Există profunul, l-am descoperit. Vedeți că avem o șansă. Asta aș face eu. Ca să te răzbun pur și simplu pe tot ce s-a întâmplat în anii aceștia în urmă. Când... Corect. Mai sunt copii la ea foarte... Sigur că da, sunt mari în... 50% handicap. Da, 50% sunt în situația asta. Poate și mai bine, nu? Am fi bine. Așa este. Bine la așa este. Așa este. Este o dramă imensă. Așa, da. Și eu cum stă. Vă văd ochii umeziți de suferință. Miciută. Da. Este mama care suferă. Cu adevărat suferă, pentru că nu-i deloc comod să vezi cu ochii tăi o realitate pe care n-ai fi vrut să o crezi că este chiar așa. Da, asta este durerea. Dar, repet, se poate face printr-un efort. Există aceste volume care sunt foarte de jos luate. Și apoi, cele 600 de lecții care sunt de la numere, am luat-o de la introducerea numerelor, de la clasa 1, tot. De parcurs, nu neapărat te oprești la toate, dar acolo unde sesizezi tu că nu știu chestia asta, acolo stai și îți acoperi golurile. Nu te vede nimeni, nu te știe nimeni. Ești tu numai cu proful online acolo. Da? Și îl sâcăi pe el și îl întreb, dar aici cum ai văzut? Ia să mai văd odată. Și este superb.
Și în felul ăsta te acoperi golurile. Așa tu ești, vei vedea comentarii, vei vedea ele, de ori nu știu. Dar comentariile lor sunt cei care spun despre situația asta. Spun, domnul Rosor, eram într-o situație disperată, n-aveam nicio șansă. Dar v-am întâlnit și m-am luat așa, cu forță, cu hotărâre. Am și colegi că spun, bă, ce nu muncesc, lasă-mă că dau un bănuț, iau bacalaureatul. Da, cum se face, cum se întâmplă. E bine, altul a spus, nu, eu m-am apucat, domnul Rosor, și cu forță și cu hotărâre și cu strângând, plângând și lucrând, cu Prof Online am reușit. Am luat nou. Deci s-a putut. Astea sunt lucrurile pentru care vă spun că se poate. Pentru că eu am experiența asta din comentariile lor. Le puteți vedea și dumneavoastră. Că dacă luați la fiecare lecție, bunoară, lecția 1, 2, 3, 4, 5, 6 în ordine, la sfârșit, fiecare, după ce au văzut cam cum predau eu și cam cum fac treaba asta, zic, bă, extraordinar. Extraordinar. Am înțeles, în sfârșit m-am luminat. Da? Ne oprim aici. Da, am obosit și eu de asta. Da, mama, dar ai zis că vin mi seara cu tema aia, cu testul ăla, care ai spus tu, care ți-a zis domnul profesor? Ai o chestiune de făcut, dar eu, sincer spun, dar eu îl fac. Nu, eu îl fac, dar nu înțelegi nimic din el. Înțelegi tu? Adică vorbim... Noi trebuie să începem să vorbim aceeași limbă. Ori acest lucru se poate face dacă ne uităm să ne apucăm de lucru individual. Să acoperim culorile. Altfel, nu putem face. Eu am făcut o demonstrație de ceea ce înseamnă posibilitatea ta de a te îndrepta prin efort propriu. Așa ca să vin, să facem un test, eu ți-l scriu pe tablă și tu-l copii, e total ineficient. Este varianta meditației care se practică peste tot. Da. Când te duci, dai banul și el scrie acolo și tu faci așa. Deci nu e eficient. Pornim de aici. Munca individuală pe care poți să desfășura pentru că ai cu cine. Dacă până acum nu mai n-ai știut, acum că știi, putem pleca. La revedere, dragilor, pe curând. Și mulțumesc. Cu plăcere. Nu? Nu?